Bine ați revenit! Să mergem mai departe cu studiul oscilațiilor și undelor mecanice. Am vorbit până acum despre pendulul liniar armonic și am văzut că oscilațiile armonice au loc atunci când forța care le produce este de tip elastic. Iar o forță este de tip elastic dacă are expresia F egal cu minus K ori Y, unde K este o constantă, iar Y este elongația. Elongația e un vector, dar în modul, dacă ne interesează, atunci putem spune că elongația este distanța de la poziția de echilibru a oscilatorului până în poziția în care se găsește la un moment dat. Deci modulul forței de tip elastic este proporțional cu această distanță până la poziția de echilibru. Din ceea ce am spus până aici, rezultă că un corp legat de un resort, ați văzut această animație și vă mai arăt o dată, efectuează oscilații armonice, pentru că forța care îl pune în mișcare, care încearcă tot timpul să-l ducă în poziția de echilibru, este chiar o forță elastică. Dar azi veți vedea că există și alte tipuri de oscilatori cărora le putem aplica legile oscilatorului armonic. Și un astfel de oscilator este pendulul gravitațional. În cele ce urmează prin pendul gravitațional, voi înțelege un corp de dimensiuni foarte mici, neglijabile față de dimensiunea firului de care este legat, legat de un fir inextensibil și fără masă, așa cum vedeți în acest desen. Celălalt capăt al firului este fixat, așa că pendulul poate efectua oscilații în jurul poziției de echilibru, de o parte și de alta a poziției de echilibru. Presupunem că nu există forțe de frecare deocamdată. Deci pendulul despre care voi vorbi este un model teoretic simplificat al unui pendul real, cum este cel pe care îl vedeți în acest material video. Acest model se mai numește și pendul matematic, tocmai pentru că este un model idealizat și simplificat al unui pendul real. Un pendul real, cum este cel din video, este foarte asemănător cu pendulul matematic care îl descrie, dacă corpul are dimensiuni mici, mult mai mici decât firul de care este legat și densitate mare, și dacă firul este, așa cum am spus, mult mai lung decât diametrul corpului, dacă e vorba despre o bilă. De ce oscilează un astfel de pendul? Vă amintiți, sper, că în cursul precedent am arătat că oscilațiile se pot produce dacă avem o groapă de energie potențială. În cazul pendulului gravitațional, este evident că avem o astfel de groapă, deoarece pendulul nu poate pleca din poziția de echilibru, nu-l lasă firul, decât dacă urcă. Deci orice poziție vecină poziției de echilibru corespunde unei stări în care pendulul este mai sus, ceea ce înseamnă că are energie potențială gravitațională mai mare. Deci poziția de echilibru este cea în care firul este vertical, pentru că atunci corpul se găsește în cea mai joasă poziție pe care o poate ocupa, deci atunci are cea mai mică energie potențială. Deci avem o groapă de energie potențială în cazul pendulului gravitațional. Dacă vrem să analizăm mișcarea unui oscilator, este foarte important să analizăm întâi forța care produce oscilațiile. Și dacă putem exprima această forță printr-o astfel de relație, atunci înseamnă că mișcarea este oscilatorie armonică și în acel caz putem aplica toate formulele pe care le-am dedus până acum. Nu uitați, K din această relație trebuie să fie o constantă. Vedeți aici un desen cu ajutorul căruia putem studia forța care produce oscilațiile.
Presupuneți că în acest moment pendulul este în repaus. S-a oprit pentru o clipă, pentru că știm foarte bine că atunci când ajunge la extremitatea traiectoriei, adică la distanța maximă față de poziția de echilibru, pendulul se oprește o clipă. Deci presupuneți că acest desen este echivalentul unei fotografii pe care am făcut-o atunci când pendulul s-a oprit pentru o clipă. Și puteți observa că în acest caz putem descompune greutatea corpului care atârnă, a oscilatorului, după două direcții. Una de-a lungul firului, pe care am notat-o cu Gn, și una perpendiculară pe fir, pe care am notat-o cu Gt. Și le-am notat așa pentru că pe noi ne interesează orientările acestor componente ale greutății, nu față de fir, ci față de arcul de cerc pe care îl descrie oscilatorul și care este desenat cu linie punctată. Iar Gn este componenta normală la acest arc de cerc, iar Gt este componenta tangențială la acest arc de cerc. Mai observați, vă rog, că Gn este echilibrată de tensiunea din fir. Repet, în acest moment pendulul stă și fac acest lucru a doua oară, spun acest lucru a doua oară, pentru că atunci când pendulul e în mișcare, mai apar și alte forțe. Forțe centripete, forțe centrifuge. Lucrurile sunt mai complicate. Deci, acum presupunem că pendulul este în repaus. Forța care ne interesează pe noi este GT, pentru că ea este forța care produce oscilațiile. Forța Gn nu poate mișca corpul. Corpul nu se poate mișca pe direcția firului, pentru că firul este inextensibil. Deci ne interesează forța Gt, ea are rolul forței care, în cazul oscilațiilor armonice, aduce tot timpul, încearcă tot timpul să aducă oscilatorul în poziția de echilibru. Și dacă am putea să scriem pe Gt așa, minus o constantă înmulțit cu elongația, ar însemna că avem o forță de tip elastic și atunci oscilațiile ar fi armonice și am putea să folosim toate formulele pe care le-am dedus până acum. Să vedem dacă putem face acest lucru. Dar înainte de a merge mai departe, vreau să mai spun ceva legat de forțe. Sistemul de forțe pe care îl vedeți mai poate fi interpretat și altfel. Putem considera că această componentă GT care ne interesează pe noi este rezultanta a două forțe care acționează asupra corpului atârnat de fir, adică greutatea și tensiunea din fir. Observați, vă rog, în desen că dacă ținem seama de regula paralelogramului, GT este rezultanta celor două forțe pe care le-am pomenit, greutății și a tensiunii din fir. Deci putem interpreta și așa forțele. Iar dacă m-ați întreba, bine, putem interpreta și așa, și așa, dar care e adevărul? Atunci v-aș răspunde că ambele interpretări sunt corecte, pentru că forțele există întotdeauna în perechi, acțiune și reacțiune. Și noi putem alege care să fie acțiunea și care să fie reacțiunea. De pildă, în cazul pendulului gravitațional despre care vorbim, putem spune că acel corp atârnat de fir trage de fir sau putem spune că firul trage de corp. Și așa avem cele două interpretări aparent diferite, dar care se referă la aceeași interacțiune. Dar să revenim. Am spus că am vrea să arătăm că forța GT, care produce oscilațiile, se poate scrie sub această formă. Semnul minus există deja, pentru că, gândiți-vă, forța GT, acum, pentru că oscilatorul e în stânga, este orientată spre dreapta, deci este opusă elongației, iar când oscilatorul va fi în dreapta, va fi orientată spre stânga. Pentru că tocmai asta arată semnul minus, că forța noastră este opusă ca sens tot timpul elongației. Și tocmai din cauza asta încearcă tot timpul să ducă corpul în poziția de echilibru. Deci nu ne mai interesează semnul minus. Să vedem restul.
Din desen puteți observa că GT se poate scrie G înmulțit cu sinus de alfa, unde alfa este unghiul pe care îl face firul cu verticala, dar care apare și în triunghiurile care se formează cu ajutorul forței și ale componentelor ei. Iar sinus de alfa din triunghiul OBC, sinus de alfa, se poate scrie cateta opusă BC supra, ipotenuza este OB, dar OB este firul. Deci, ipotenuza este lungimea firului supra L. Atunci, GT se poate scrie greutatea M ori G supra L și totul înmulțit cu BC. Și, într-adevăr, ceea ce avem aici e constant, formează o constantă, toate cele trei mărimi care apar acolo sunt constante, masa corpului, accelerația gravitațională, lungimea firului, pentru că firul este inextensibil, dar BC nu este elongația. Pentru că elongația, ca modul, este distanța pe care o vedeți desenată acum cu verde, de la poziția de echilibru la oscilator. Și după cum vedeți, ea este diferită de BC. Dar, pentru unghiuri mici, dacă alfa s-ar face tot mai mic, gândiți-vă, diferența dintre lungimea lui BC și lungimea segmentului verde, care reprezintă elongația, s-ar face tot mai mică. Și pentru unghiuri foarte mici, cele două ar fi practic confundate, ar fi același lucru. Și atunci, pentru unghiuri mici, îl putem scrie pe GT, în forma, am spus că semnul minus există, am explicat de ce, kappa înmulțit cu, să păstrăm această notație Y pentru elongație, deși mișcarea nu se face pe verticală, dar ca să păstrăm notația de la început. Iar acest kappa, ăsta e lucru important, are expresia M ori G supra L. Deci kappa depinde de masa corpului, de accelerația gravitațională și de lungimea firului. Putem ajunge la aceleași concluzii și printr-un alt raționament. Și anume, știm că pentru unghiuri mici, sinusul unghiului alfa este aproximativ egal cu măsura unghiului alfa exprimată în radian. Foarte important, exprimată în radian. Și atunci, GT se poate scrie că e aproximativ egal cu G înmulțit cu alfa, măsurat în radian. Dar măsura unui unghi în radian este raportul dintre arcul de cerc, dintre laturile lui, vorbesc de un unghi la centru, și raza cercului respectiv. Și dacă ne uităm la desenul nostru, înseamnă că măsura lui alfa în radian este raportul dintre arcul AB și raza cercului, a arcului de cer pe care îl descrie oscilatorul nostru, este lungimea firului supra L. Și avem arcul AB, care, din nou, nu este același lucru cu elongația. Elongația este distanța de la A la B, adică este coarda AB. Dar, din nou, putem spune, pentru unghiuri foarte mici, lungimea arcului este practic egală cu lungimea corzii care subîntinde arcul respectiv și ajungem la aceeași concluzie, și anume că GT se poate scrie M ori G supra L și în loc de arcul AB luăm elongația, adică distanța de la A la B, coarda de la A la B, și ajungem la aceeași relație, aceeași expresie pentru constanta kappa. Din ceea ce am spus până aici, rezultă că pentru unghiuri mici, așa cum am mai spus,
forța care produce oscilațiile GT este de tip elastic și asta înseamnă că pentru unghiuri mici oscilațiile pendulului gravitațional pot fi considerate armonice. Dar acum poate vă întrebați cât de mici trebuie să fie unghiurile. Vedeți aici un tabel cu măsura câtorva unghiuri, atât în grade cât și în radiani, și cu valoarea sinusului unghiurilor respective. Și vă rog să observați că până la 4 grade, 5 grade nu apare din păcate, dar cam până acolo, primele 4 zecimale pentru măsura unghiului în radiani sunt identice cu primele 4 zecimale ale valorii sinusului unghiului respectiv, 4 zecimale. Deci putem spune că pentru unghiuri maxime, pentru că alfa, vă aduceți aminte din acest desen, este unghiul maxim. În acest moment, pendulul nostru se găsește la distanța maximă de poziția de echilibru, deci pentru unghiuri maxime de până la 5 grade, putem să considerăm că pendulul gravitațional efectuează oscilații armonice cu o precizie foarte bună. Iar constanta K este dată pentru aceste mici oscilații ale pendulului gravitațional de această expresie. Și acum, dacă am demonstrat că oscilațiile pentru unghiuri mici sunt armonice, putem folosi toate formulele pe care le-am dedus la mișcarea oscilatorie armonică, dar cea mai importantă este formula perioadei. Știm că perioada oscilatorului armonic este 2pi radical din m supra k. Și dacă aici îl înlocuim pe k cu expresia noastră, m ori g supra l, observăm că masa se simplifică. Ceea ce înseamnă că n-are importanță ce masă am atârnat la capătul firului, perioada oscilațiilor va fi aceeași. De ce? Pentru că forța care produce oscilațiile este o componentă a greutății, iar greutatea este proporțională cu masa. Și de câte ori avem mișcări care au loc sub acțiunea greutății, masa corpurilor n-are importanță, pentru că atât forța care acționează asupra lor, greutatea, cât și inerția lor sunt amândouă proporționale cu masa corpului respectiv. Iar accelerația care determină ce fel de mișcare avem este raportul dintre forță și masă. Și dacă forța e proporțională cu masa, înseamnă că raportul acesta este același pentru orice masă. Și de aceea nici în cazul pendulului gravitațional masa nu are importanță. Nu apare în formula perioadei și vedem că până la urmă avem relația P egal cu 2pi radical din L supra G, după ce simplificăm aici cu masa. Și găsim că perioada unui pendul gravitațional depinde numai de lungimea lui și de accelerația gravitațională, un lucru foarte important, și aici mai trebuie să fac trei observații. Prima este aceea că masa nu contează. Deci o repet pentru că e foarte importantă. N-are importanță cât este masa, perioada este aceeași. A doua, perioada nu depinde de amplitudine. Deci dacă am două pendule gravitaționale identice, cu aceeași lungime, și îl pun pe unul într-o mișcare oscilatorie cu amplitudinea foarte mică și pe celălalt cu amplitudinea mai mare, dar nu foarte mare, pentru că trebuie să rămân în condiția unghiul alfa maxim mai mic de 5 grade. Deci unul are o amplitudine foarte mică și celălalt are o amplitudine un pic mai mare, ele se vor mișca sincron, deodată, pentru că, vedeți, că nu apare nicăieri amplitudinea în formula perioadei. Această proprietate a pendulului gravitațional se numește izocronismul oscilațiilor mici. Și în fine, a treia observație, perioada este proporțională cu radical din L, rădăcina pătrată din L, ceea ce înseamnă că dacă am un pendul care are o anumită perioadă și vreau să am o perioadă dublă, nu ajunge să dublez lungimea,
trebuie să măresc de 4 ori lungimea pentru ca perioada să se dubleze. Să notăm. În final, să vorbim pe scurt despre energia pendulului gravitațional. După cum știm, în cazul oscilatorului armonic, energia totală este K ori amplitudinea la pătrat supra 2. Dar amplitudinea în cazul unui oscilator de tip pendul gravitațional e greu de măsurat. E mai ușor de măsurat unghiul pe care îl face firul cu verticală. Și acel unghi are o valoare maximă. De acum să-i spunem alfa maxim. Și alfa maxim este măsurat în radiani, raportul dintre arcul de cerc AB în desenul nostru și lungimea firului. Dar am văzut că la unghiuri mici, arcul AB este practic egal cu amplitudinea. Așa că putem spune că acest alfa maxim este aproximativ egal cu amplitudinea împărțită la lungime. Și atunci amplitudinea se poate scrie ca fiind lungimea firului înmulțită cu alfa maxim. Iar energia devine atunci egală cu K înmulțit cu A pătrat, adică L pătrat, ori alfa maxim la pătrat, supra 2. Dacă ținem seama de faptul că această constantă este mg supra L, atunci avem pentru energie expresia, un L se simplifică aici și rămâne mgL înmulțit cu alfa maxim pătrat supra 2. Și avem o expresie pentru energia totală a pendulului gravitațional. Vedeți că ea depinde de lungimea firului și de unghiul maxim pe care îl face firul cu verticala, despre care am discutat până acum. Folosind această relație, putem calcula și ce viteză are pendulul gravitațional atunci când trece prin poziția de echilibru. Atunci toată energia lui este cinetică. Pentru că și în cazul oscilațiilor pendulului gravitațional se întâmplă același lucru care se întâmplă în cazul oscilațiilor în general, adică tot timpul se transformă energia potențială în energie cinetică și invers. Când pendulul se îndepărtează de poziția de echilibru, se ridică, crește energia potențială. Dar asta înseamnă că trebuie să-i scade energia cinetică și îi scade, pentru că pe măsură ce se îndepărtează de poziția de echilibru, se mișcă tot mai încet. La un moment dat, se oprește, când alfa este egal cu alfa maxim. Nu mai are energie cinetică, toată energia lui este potențială. Dar apoi începe din nou să se miște spre poziția de echilibru și se mișcă tot mai repede, tot mai repede, pentru că îi scade energia potențială, îi scade înălțimea și atunci trebuie să crească energia cinetică și va avea, așa cum am spus, energia cinetică maximă, deci viteza maximă atunci când va trece prin poziția de echilibru. Și știm că energia cinetică este mv pătrat supra 2. Și dacă punem condiția ca energia cinetică să fie toată energia, pentru că în momentul în care trece prin poziția de echilibru
pendulul gravitațional are numai energie cinetică, avem mgl ori alfa maxim la pătrat supra 2 egal cu mv pătrat supra 2. M dispare din relația noastră și de aici putem să găsim pentru v pătrat expresia, 2 dispare și el, v pătrat va fi egal cu g ori l ori alfa maxim la pătrat. Deci formulele oscilatorului liniar armonic ne permit să calculăm și ce viteză va avea pendulul când trece prin poziția de echilibru și multe altele, după cum veți vedea atunci când voi rezolva probleme legate de oscilatorul liniar armonic în general și de pendulul gravitațional în special. În final, vreau să vă mai anunț că voi începe în curând un playlist dedicat experimentelor și probabil că primul video din această serie va fi despre oscilatorul liniar armonic reprezentat printr-un pendul gravitațional și acolo voi arăta și proprietățile despre care am vorbit ale pendulului gravitațional, ale oscilațiilor mici ale pendulului gravitațional și de asemenea voi arăta cum putem calcula valoarea accelerației gravitaționale folosind un pendul gravitațional. Iar celelalte aspecte legate de mișcarea pendulului gravitațional vor fi discutate în cursul de aplicații și de asemenea în materialele dedicate rezolvărilor de probleme. Mulțumesc pentru atenție, la revedere!